Adevăratul prieten, de Emilia Plugaru. Cărămidă, sau cărămizică, după cum îi zice stăpâna cea mică, nu are prieteni. Nimeni nu vrea să se prietenească cu el. Cărămidă nu știe de ce. Probabil din pricina invidiei. Toată lumea îl invidiază. Cărămidă e preferatul stăpânilor. Locuiește împreună cu ei în casa cea mare. Pe vreme de ploaie, de vânt, Cărămidă stă lângă soba fierbinte și atunci, cum să nu-l invidiezi? Se tălănește pe covoare moi, mănâncă bucate alese, iar uneori, când are chef stăpânul, bea împreună cu el bere. În casă toți îl iubesc, mai ales stăpâna cea mică. În curte nimeni nu-l vede în ochi curcanul de cum îl zărește, se umflă în pene, scoate sunete amenințătoare și Cărămidă știe. Domnul curcan nu-i va fi niciodată prieten. Cățelul ce stă mereu legat de lanț e și mai agresiv. Relația lor e foarte încordată. Probabil cuțul visează cu ochii deschiși, cum își înfige colții și face ferveniță blana lui Cărămizie. Totuși, degeaba e invidiat. Cărămidă cunoaște ce înseamnă frigul, mizeria și foamea. Când l-a găsit stăpâna cea mică, era un pisicuț prăpădit, cu blănița Cărămizie, aruncat de către cineva sub un gard. Înghețat, flămând, cu lobuță rănită, mai mult mort decât viu, pisicuțul nici măcar nu avea putere să miaune. Stăpânii cele mici s-a făcut milă, l-a adus acasă, l-a încălzit, i-a dat lăptic, i-a bandajat lăbuța, i-a zis cărămizică pentru blana sa și de atunci a devenit practic un membru al familiei. Acum e un coșgolgeamite motan. Îi iubește pe cei ai casei, dar visează să aibă un prieten al său, doar al său. Unul adevărat, căruia să-i spună visele sale motănești în limba sa motănească, căruia să-i împărtășească bucuriile și necazurile. Necazul cel mai mare al lui Cărămidă e că nu poate să-și găsească un prieten. Într-o zi, stând tolănit la soare, observă o păsărică, o vrăbiuță năstrușnică ce ciugulea de sor câteva semincioare. Iată cine-mi va fi prietenă, se gândi Cărămidă și întinse lăbuța spre ea zicând, drăguță vrăbiuță, fii te rog, prietena mea! Au, sări speriată vrăbiuța. Domnule motan, cum te îndrăznești? Crezi că mă păcălești? Mi-a spus mie bunica, cei mai mari dușmani ai vrăbiuțelor sunt motanii, așa că lasă-mă în pace, caută-ți în altă parte, prieteni. Și vrăbiuța își lua zborul. Da, oftă Cărămidă, probabil nu-mi este dat să am un prieten, trebuie să mă dau bătut. Dar chiar a doua zi, Cărămidă prinse curaj și anină de codiță un prăpădit de joricel ce îndrăzni să-i treacă pe lângă picioare. Chiți, chiți, ce zici dacă îți propun să fim prieteni? Întrebă el. Bineînțeles, bineînțeles, domnule motan, chițcăi tremurând de frică șoricelul. Numai că ce? Un prieten nu îl ține de codiță pe celălalt prieten. Dăm drumul, se rugă șoricelul, altfel îmi vei rupe codița. Dar imediat ce Cărămidă le liberă, acesta o și zbughi în vizuină. Ei, ai crezut că mă păcălești? Strigă șoricelul din adăpost. Dar eu te-am păcălit, ha, ha, ha! Toată lumea știe cât de prostuți sunteți voi, motanii. Nu există prietenie între pisici și șoareci, nu există. Dacă ai fi deștept, ai privi în jur și ți-ai găsi prieteni printre ai tăi. Uite, nu departe o muță, tu te de întreabă. Chiar că sunt un fraier, se lumină Cărămidă. Trebuie ca acest șoricel să-mi deschidă ochii, bineînțeles cu o pisică, doar o pisică. Și Cărămidă alergă spre pisicuța pe care tocmai o arătose șoricelul. Era o muță vagaboantă, murdară, cu blănița alb-gălbuie, numai piele și oase. Dar pisicuța avea ochi foarte frumoși, verzi, mari, luminoși, triști, și pe Cărămidă acești ochi îi cuceri pe loc. Ea e, îl furnică în piept,
Pisicuța drăgălașă, șopti el, nu ai vrea să fim buni prieteni? Se strop și pisica. Nu vezi? Sunt ocupată. Vânez. Nu mi-arde de prieteni. Și pisicuța se repezi spre o vrăbiuță. Cărămită nu reuși să clipească că pisica cu ochii frumoși o și înghiți pe biata vrăbiuță cu tot cu pene. Fuuu, exclamă dezgustat motanul. Cum se poate? E oribil! Oribil? Oribil e să mor de foame. De câteva zile n-am mâncat nimic. Poate că dumneata nu cunoști ce înseamnă foamea, eu însă o cunosc. Și eu am știut ce înseamnă foamea, dar nu are importanță. Să vorbim despre altceva, te invit în ospeție, locuiesc, uite, uite acolo, în casa aia frumoasă. Mergi? Știu eu, bine, merg, răspunse mâța nehotărâtă. Niciodată pisicuța cu blănița alb-gălbuie nu a călcat pe covoare atât de moi, nu a gustat din bucate atât de alese, nu a avut alături un domn atât de amabil, de educat și de drăgălaș, fără îndoială că a accepta să-i fie prietenă, o prietenă credincioasă așa cum trebuie să fie adevăratul prieten. După ce Cărămidă i-a făcut cunoștință cu întreaga casă, pisicuța s-a întins pe covorașul de lângă ușă și a adormit. Visa un vis frumos când a venit stăpâna cea bătrână. Aoleu! Strigă enervată stăpâna. Cărămidă, motana fâșit! Ai îndrăznit să-mi aduci în locuință mâțe din astea pline de purici? Și nu reuși pisicuța să deschidă ochii că se și pomeni înșfăcată și aruncată în mijlocul ogrăzii. Miau, miau! E un năia jalnic. Miau, miau! Miorlau! Miorlăi indignat Cărămidă, apoi alergă după pisicuță. Cărămidă! Cărămidă încotro! O, auzi pe stăpâna cea mică. Mișcă în casă imediat! Ascultător, Cărămidă făcu cale întoarsă. Câteva zile motanul tânji rău de tot. Nu se atinse de mâncare, slăbise. Nici chiar bere cu stăpânul nu mai dorea să bea. Mereu în minte o avea pe prietena sa. Peste o vreme totuși se sculă și merse afară. În curte văzu pe frumoasa lui pisicuță, ținea în dinți un șoricel. Era șoricelul pe care îl cunoscuse deja. Vreau să ia apărarea, dar tăcu. Goști? Întrebă pisicuța. Cărămidă refuză delicat. În acea noapte nu se întoarse acasă, nici în următoarea. Apoi urmară alte zile și alte nopți. Dormind alături de pisicuță sub cerul liber, se simțea între al nouălea cer de fericire. Niciodată nu fusese atât de bine. Când îi răzbea foamea, mânca șoricei și păsărele pe care îi le adunea prietena sa. Era prea domcan să învețe să vâneze. Biata pisicuță se zbătea acum pentru doi și totuși ambii trăiau zile minunate. Știi, îi vorbi într-o zi pisicuța, dacă voi avea vreodată pisicuți, aș vrea ca ei să semene ție, adică să aibă blănițele cărămizii. Ai o blăniță nemaipomenită. Cărămidă rămase flatat. Toamna însă, când începură ploire, lui Cărămidă îi se făcu brusc un dor nebun de un acoperiș. Mereu visa covoare moi, peste tot simțea miros de bere, nu mai rezistă. Merse atunci să-și vadă fosta locuință. Cărămidă, cărămidă! O auzi de îndată ce păși pragul casei pe stăpâna cea mică. Mamă, mamă, privește, s-a întors cărămidă! Pe unde o fi hoinărit atâta mare de vreme? Pe unde, pe unde, bombăni stăpâna cea mare? De la sine înțeles, a vagabondat cu ruioasa aia de mâță. Ia și du la baie, spală, dezinfectează-l. Mâine îl vom arăta veterinarului. Aproape de iarnă, la colțul unui bloc, flămânzi, însetați, stăteau lipiți unul de celălalt patru motănași. Toți patru aveau blănițe cărămizii. De departe îi privea tristă o biată pisicuță cu blana jerpelită, care probabil fusese cândva albă ca neaua. Pe alături trecu o fetiță. Unul de motănași se deslipi de ceilalți și merse din urma ei. Miau, miau! Suspină jalnic motănelul. Fetița se întoarse. Cărămidă? Exclamă ea mirată. Încă un cărămidă? Imposibil! Apoi, evitând un pic să se aplece, luă pisicul și merse spre casă.
Cărămidă, strigă fetița, încă din prag, privește, ți-am adus un prieten, un prieten adevărat. Motanul Cărămidă îl privi dușmănos pe ăla micu. Probabil simți că din acea clipă nu va mai fi el preferatul stăpânilor.